Umberto Aguilar, pentru prima dată la Mediaș, 30 de ani ai umblat prin lume, ai avut un accident, te-ai îndrăgostit la Brașov, ai rămas aici. Anul 2002. Am avut un accident de mașină și am rămas pe tratament ambulatoriu la Spitalul Județean din Brașov. Și am cunoscut la Creț Osia Mea și rămân aici pe accidente. Doi accidente. Un accidente rutier și un accidente de inimă. Dar de ce ai luat tu decizia să pleci în lume și să cânti? Interesant. Eu am locuit în Peru aproape 11 ani. Acolo am fost director de cor și am lucrat în muzică. Și am avut problema de se decenie, eu străini și am avut problema cu autoritate despre banii fiscali, taxa fiscală și mi-am zis că trebuie să plec afară din Peru. Și am avut prieteni aici la Europa și am venit pe aici anul 1995. Și de atunci eu sunt în Europa. Cunosco practicamente toată Europa cu chitarra și cu muzica latinoamericană. Pe străzi sau unde ai susținut concerte, ai cântat doar muzică latinoamericană? Pardon? Doar muzică latinoamericană ai cântat? Da. Unica țară unde eu nu cant muzica națională este aici la România. Pentru că aici ai multele buni artisti și cantare frumos și famos. Deci eu voi canta melodiile romanești și are persoana care le face foarte mai bine. Dacă în Serbia eu canta muzica serbia, am în repertoriu 3-4 melodii, în Grecia canta 3-4 melodii, în grecească, în Ungaria, și așa. Numai unica țară unde eu nu canta. Acum am un proiect de să fac un CD-uri cu melodiile de neuitate, de Gica Petrescu, El Tango Mai Frumos de Lume, Zaraza, Dacă Pleci, de că cantă Cătălin Crișan, de Mirabela Dauer. Muzica asta, am un proiect și voi fac un muzico peruan din București. Și așteptă că în octombrie de anul ăsta sau în decembrie se termină asta și atunci voi canta din rumăresc. Socia mea mi ajut pentru pronunciare. Pentru că la noi nu am diferență între una B și alta B. În românește B și V. Da, asta. Eu nu există asta. Atunci trebuie să fac multă repetiție de pronunțiare. Asta. Ce poți să ne spui despre CD-ul pe care l-ai lăsat acum 2 ani de zile? Acum eu am 3 volumene de muzică. Primul CD-ul a fost Camino, că am una aceptație bună. Lumea cumpara și multă lume vine direct și zice eu vreau Camino. Pentru că a ascultat în altă persoană și vede și compara direct. Așa. Și am făcut alta, sunt 15 melodii latinoamericane de neuitat. Și în mai a apărut un CD care se numește Experiencias. Și este numai chitară și voce. Pentru că multă lume mi-a zis, de ce nu faci cum tu canta la strada, cu numai chitară și voce? Am făcut un CD cu muzica propria mea, numai cu chitară și voce. Plus poezie. Plus poezie, da. În concerte interpretezi piesele proprii sau... Combinat. Combinat. Combinat.
Am citit un interviu pe internet, scris de un coleg de breasă din Brașov, la care i-ai spus la un moment dat, e mult mai ușor să cânt Guantanamera de vreo 20 de ori, pentru că e piesa mult mai cerută. Mm-hmm. Da? Adică Guantanamera nu s-a înregistrat pentru că dreptul de autor este cum? Guantanamera, Comandante Che Guevara, sunt melodii care are un dreptul de autor foarte, foarte scump. De asta că mai bine înregistrat muzica proprie. Că nu se plătit dreptul de autor. Te-ai îndrăgostit de România și de Brașov? Da. Da, cunosc toate la România eu. Toate la România. Cermenia a fost, cred că anul 2001 a fost aici cu una formație de bolivian. Asta vreau să te întreb. Ai cântat și cu o formație? Am cântat cu o formație aici. Ce ne experiență interesantă, un băiatul de 18 ani, 17 de ani, se încanta de muzică, de CD-uri, de asta, ce a fost, a vândut bicicleta și a venit cu banii pentru cumpăra toate le colecții de CD-uri. Aici a fost asta, anul 2001, cred. Interesant. Ai rămas impresionat? Da, 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 este o experiență care rămâne în mintea mea pe toată viața. Te gândești să părăsești România, să te duci în alte turnee, să cânți în Germania sau în alte... Eu am cântat în toate țara din Europa și acum eu nu sunt obosit. Acum eu pun în balanță ce e mai important, familia sau banii. Dumneavoastră mai pun că familia, eu sunt de acord. Pentru că am o fetiță de 8 ani. Să strească. Și acum mi-a zis, tati, mie dor de tine, a la ce oră tu întorci și bla bla. Și am vorbit cu telefonul și de 3 ore că am venit aici, da. Și plec altă zare și rămân familia singură. Pentru mine acum nu e bine. Da, ți-e dor de țara proprie, de casă? Da și nu. Da, pentru că țara proprie, țara proprie. Nu, pentru că aici am altă familie, ci am multele prieteni. Și când am nostalgia de mâncare ceva, acum la supermarket, are de tot. Eu pot găsi un vin chilian și pot găsi ceva cu care se face un mâncare special de Chile. Nu, părinte a murit și legătura cu familia se mantine pe internet. Am frat mai mare de la mine și am un frat mai mic. Și nostalgia, după 33-34 de ani, nostalgia ea este ceva care trece repede. Îți mulțumesc pentru minutele acordate și inspirație și sănătate să ai. Mersi mult! Și un salut pentru toată lumea de aici, de media, ce este un oraș foarte frumos. Mersi!